Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. A venit în ianuarie acest an, pătrunde Petrila în forță, Petrila! Este avizat de acest mecanism ofensiv al Rapidului. Să vedem ce se întâmplă aici, nu se întâmplă nimic. Omrani, bună pasă, minge în interiorul careului. A doua ratare. Interesantă ideea lui Omrani, pasă pe jos. Apărarea surprinsă. Pasa lui De Beniu. Petrila cercând o execuție care cu siguranță la antrenamente iese. Oare ce s-a fi întâmplat atât de serios cu Onea? Probabil că lovește în șol pe Petrila și are o problemă cu articulația, că are amândouă mâinile la față. I-am văzut și pe echipierii săi, le-am văzut fețele, am văzut fața lui Săpunaru, care părea să fie Boateng. Oh, ce pasă bună! Dea în interiorul careului, scoate cu piciorul și este gol! Gol care vine foarte bine pe final de repriză. Unde este Junior Moraes? Junior Moraes nu e pe nicăieri. Liber Deac, șut deviat, desvins cu piciorul de Horațiu Moldovan. Fost devierea lui Dragoș Grigore. Vine în forță Grauvaț și înscrie. Printre marcatori, Deac șutează. Ce bine, Horațiu Moldovan cu Boateng. Iată aici și parada bună, parada frumoasă a lui Horațiu Moldovan la lovitura liberă, bine bătută de Deac. Ioniță driblează, minge pe stângul. Se cere. Oh, dar ce henții acolo! Dar ce henții acolo! Cum să nu vezi așa ceva? A CFR-ului, prin, mai ales prin proporțiile sale. Și iată o minge în adâncime pentru Voituș. Voituș în situație. Se mișcă totuși cam greu slovacul. N-a fost capabil să accelereze la pasa bună dată de Ioniță. Voituș revine în rând de bine. Junior Moraes scoate la margine. Acolo este Sefer și este gol! 1-1! 1-1! Ce fază frumoasă, ce urcarea lui Junior Moraes. Și iată șutul brazilianului lângă bară. Pasat bine rare și vie. Junior Moraes trage lângă bară și de data asta chiar că spală absolut toate păcatele din prima repriză. Când reamintesc pe partea lui, practic de pe partea lui a pornit gol. Pasa lui Sefer, Kate, duce la margine, rare și vie trece, șutează rare și vie și apă, nu înțelege apatia apărătorilor săi. Iată Rareș, Ilie reușit să-l dribleze acolo destul de... Rapidul arată vulnerabilă la această fază de atac a CFR-ului și apără fantastic Horațiu Moldovan. Încă un șut și încă unul și este gol marcat de Dea. Vă spuneam, nu sunt acest gol importantisim în minutul 80 și ceva, să vedem cum arată cronometrul. Încă o deviere la centrarea lui Neguț. O deviere de la Pănoiu, care așează mingea perfect lui Deac. Și Deac îl scrie din cădere. Și din cădere, mingea trebuie să sub bară. Centrarea respinsă de Boateng. Un voleu și este o fază acolo care...